Tragedia de la ferma dacilor care a avut loc în a doua zi de Crăciun a cutremurat o țară întreagă. În incendiul care a făcut scrum pensiunea din Prahova și-au pierdut viața 8 persoane, printre care și fiul minor de doar 11 ani al patronului. Un fost angajat de la ferma dacilor a rupt tăcerea despre ce se întâmpla de fapt în pensiunea din Prahova înainte ca aceasta să ia foc. Oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat de fapt în noaptea groazei, dar de curând un fost angajat al pensiunii a vorbit public despre lucrările care se întâmplau la ferma dacilor, înainte ca aceasta să se facă scrum. În ciuda faptului că bărbatul și-a dat demisia cu ceva timp în urmă, acesta în schimb a avut mai multe rude care au lucrat acolo și care au fost extrem de mulțumite de condițiile de muncă de la ferma dacilor. Mai mult, fostul angajat susține că mulți dintre muncitorii care au lucrat la pensiunea din Prahova suferă acum. Din cauza faptului că au pierdut un loc de muncă atât de bun. Eu nu mai lucram acolo, am lucrat la început când se făcea ferma, apoi m-am făcut șofer de tir și am plecat. Legat de organizarea de la fermă, am rude, cumnată, prieteni care au lucrat acolo și și-ar dori să lucreze în continuare. Loc de muncă ca acolo nu se mai găsește, toți angajații plâng locul ăla de muncă. Un mosenil de aici din sat, Stelian, declară că domnul Cornel i-a furat terenurile. Domnul Cornel nu i-a furat terenurile, i-a vândut pe chitanța de mână pentru că avea probleme cu documentele și cu rudele care erau plecate de zeci de ani și nu se mai întorceau. Omul a profitat că Dinicu a început să cumpere pe acolo terenuri și a vândut și el cu chitanță de mână. Nu avea 40 de hectare, cum zice, avea 1400 de metri, care erau mai sus de ferma dacilor. Mulți încearcă să profite acum în sensul că speră că documentele au ars în incendiu și acum pot să ia banii din nou de la Dinicu. Cum pot să fac asemenea lucruri, având în vedere că acolo au murit suflete, că lui Dinicu i-a murit copilul. Oameni fără suflet. A dezvăluit fostul angajat de la fermă. De asemenea, fostul angajat a spus în cadrul acelui interviu că este mai mult ca sigur de faptul că focul a fost pus de cineva. Asta pentru că nu ar fi existat posibilitatea din punctul lui de vedere ca pensiunea să ardă în acest fel. De asemenea, același lucru este susținut și de Cornel Dinicu. Mai precis că la mijloc ar fi vorba despre o mână criminală care i-a vrut răul. Mai mult decât atât, bărbatul a precizat că la doar câteva zile de la tragedie a văzut o persoană destul de suspectă care se plimba în jurul locației unde s-a petrecut trecut incendiul, pe care a gonit-o și pe care ulterior a dat-o pe mâna poliției, relatează Wow Bispungro.